zice 50 ca lumea. 49-50 acolo. Acolo, da? Ca lumea. Știi, bă, Iorgulescu ăsta e belea, bă. E belea Iorgulescu. Iorgulescu! San! Ia! Budiensă! Pă cine, mă, ce ziceți, mă, acolo? Cocusan Denki. Cocusan Denki. Viticuței Cocusan Denki. Marca japoneză. E, Pârnaie. Sorin îmi zice garanție. Cum s-ar zice? Da, ce trebuie Pârnaie? Da, zic așa. Noi acum unul și Viticuță. Ești marțat, păi. Unde te duci, noi? Așa. Te duci? Te ducem cu un gol în castraveți. Da, se întâmplă problema cu ce. I-am zis că e cea lumea afară, că asta. S-a încălzit, am văzut soare. Și am zis, aia, și cu 49. Aha. Da. Da, dacă ieșea. Și era pe cameră. Dar înapoi, filmarea cu cadre. Da, probabil trebuie să-i pun o altă baterie. Dar stai să îmi recap puțin țurile degete. Degete oaste. Ăla mă, uite ăsta. Și ăsta ar proiect de restaurare. Proiect, care au rămas proiect, adică. Motorul s-a blat frumos. Aluminiu, aluminiu. Care astea? Și alea, da. A, eu, nu, astea multe de atâta. Erau unele de astea, dar nu știu unde le-am. Sau le-am noi. Nu, sunt niște șuruburi de alea de alamă. A, uite asta. Ca lumea. Erau galbeni când le-am cumpărat, aurii, se vedea aurii. Au stat și în ploaie. Vine Cocusan Denki, desface instalația ăștia. Arată cum era odată. E cald, Sorine, nu te... A? Nu te cazi afară, că e cald afară. Da, nu e... Ce-mi faci? Nu fac o problemă. E cam. Aici am. Am de toate. Ce-a luat tot ce-i trebuie? Are tot ce-i lipsești. Ce... Are așa în ziua. Ce adică? Adică, bine, dacă e timp mai pe seară, să-mi schimb și eu ulei la motor. Ah, da, mă, ies. Și să mă duc și eu spălui. Și cu răzlanțuri și... Este, dai să rezolvăm okay. Înainte de asta. Da, se pun bateria cu Vespa să vedem dacă pornește bateria. Da. Ce ziceți, învârte sau nu învârte? Aveți îndoieli? A pornit doar cu bateria aia mare. Dar nu pus-o la așa cu bateria, e trebuie o baterie. Așa, Doamne ajută! Și când filmează, ia camera, ridică și o bagă pe aia. Cu... într-un colț pe tavan, e pe aia omul Spider-Man sau nu știu cum e aia.
Văd o pată pe tavane, păiangă în Spider-Man, nu mai știu cum e. Parcă nu se sizase în plăcerea. De fapt, ieri parcă, și ieri parcă mi s-a părut că făcea. Șaua nu se prinde, m-am mutat și fără. Se pune numai așa. Parcă aia o rui. Ia dă-i o tură așa. Ceva din șasiu, ceva din... Desfac la transmisie? Când la transmisie m-a putut să văd? Este cumva cu hai, cumva nu l-a dus la lucru. Nu doar la transmisie. S-a dus cu partea aia, nu se poate să s-a Ia, ia, bag o cârpă aici și doi trupe. Bag o cârpă. O vibrație are și de aici, asta că-i doar. Ce faci, măi? Carcalac. Pe o sărăcie în Italia. Mai sărășie ca aici, tată. Nu mai părăi despre tine. Italianul... S-a rodit italianul cu chinezul. Și a ieșit primavera. O, dar e timpul ăla, părăi. Vă aude rău, mai ales când treci pe lângă gard și auzi sunetul ăla. Da, da, se aude când... Parcă nu, dar ieri seara parcă s-auzea așa. Frigul ăsta se bagă sărăcie în casă. E vreun capac desprins, vreo ceva. Ce rece e asta? Poate să fie aia. Ia bagă cărpa, după aia să bagi aici. Mai e full pe full. Lasă așa? Un fel de absorbant antivibrații. Cu e prea subțire? Păi da. Nu știu, mai mare așa. Cum ți-a stat să trag asta? Stă sau? Stă. A intrat? Da. Să nu mai lovească aia de șasiu asta. Da? Da și totul? Să determinăm de unde provine o sursă de vibrații și zbomot. Sticul rezervat. Aude un surgitor, dar nu mai are trepida aceea. Cum e ăla, azi un lep. Îmi dai că dacă voi ați mai mers pe ideea și nu pătrână să facă o tură pe mine. Lăsă așa băgăm? Sau până acolo la trecutura aia. Pe bordură? Da. Se dă prea sus? Pe crăpătura aia, fix unde-i spartă bordura. Bine, bine. Păi fața ai lăsat-o? Păi am lăsat-o că era lui Sorin în față. Da. Păi dar eu ce vin am acum? Nu Sorin a lăsat-o în față, eu am lăsat-o în față. Pe asta am văzut-o acum aici. Dacă mi-a ieșit în calea cu eu, ce să-ți fac? Nu văd scuterul lui Sorinac. Al lui Sorinac e de ieri. Aici a lăsat. Hai din la amărâtul ăla. E. Vezi să vii că? Altul amărât.